Hristos a înălțat! Înalți-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta! Iubiți credincioși, la numai 40 de zile după slăvita învierea Domnului nostru Iisus Hristos, întreaga ortodoxie prăznuiește astăzi înălțarea Domnului la ceruri, ca o minune sau o biruință a lucrării sale pământești, pe care a încheiat-o pentru noi și pentru a noastră mântuire. S-a înălțat pentru că săvârșise misiunea primită de la Tatăl, pentru a intra iarăși într-o slava sa, să gătească acolo loc de odihnă celor ce vor crede într-însul. Cu puterea dumnezeiască cu care a înviat, tot cu aceeași putere s-a înălțat de pe pământ la ceruri. Cu același trup cu care a fost răstignit și cu care a înviat. Mântuitorul împlinise opera divină pentru care venise în lume. Ne-a adus învățătura mântuitoare, s-a dat peste ne pildă de ascultare prin viața sa și mai ales prin jertfa sa de pe Sfânta Cruce. După ce a înviat, se arată ucenicilor săi de mai multe ori, vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu, iată că după 40 de zile sosise timpul ca să se întoarcă iarăși la Tatăl său și să primească cununa luptelor sale și cinstea biruinței sale. Aceasta este taina pe care Hristos le-a explicat-o ucenicilor săi în ajunul morții sale, când le-a zis: ieșit am de la Tatăl și am venit în lume, acum iarăși las lumea și mă întorc la Tatăl. S-a înălțat cu trupul în sânul Sfintei Treimi, de unde nu se depărtase niciodată după dumnezeirea sa, pentru ca să fie apărătorul nostru în fiecare clipă a vieții noastre, sau după cum spune condacul praznicului de astăzi: eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Auzindu-o așa de mare încurajare dumnezeiască, trăim și noi pe măsura noastră bucuria Sfinților Apostoli, cărora li se făgăduise primirea Harului Sfântului Duh în ființa lor. În timpul celor 40 de zile după ce a înviat din mormânt, Iisus i-a mângâiat neîncetat pe ucenicii săi prin arătările sale. S-a arătat de mai multe ori ca să-i convingă de învierea și dumnezeirea sa. Apoi le spune că toate cele scrise de el în lege, în psalmi și în proroci, s-au împlinit întocmai și că așa trebuia să se întâmple, și le mai amintește încă o dată că le va trimite de sus pe Duhul Sfânt Mângâietorul. După aceea a ieșit împreună cu ei și cu mulți alții care erau adunați, spunându-le că s-a apropiat clipa înălțării sale la Tatăl și despărțirea de ei trupește. Și așa au pornit împreună la drum spre Muntele Măslinilor, acolo unde, nu cu mult timp înainte, i-au fost mâinile legate cu lanțuri și ucenicii săi toți s-au risipit. În fața acestei impunătoare adunări, Iisus, privindu-i pentru cea din urmă oară, întinse mâinile sale și îi binecuvântă. Apoi, cu trupul acela cu care a suferit atâtea răni și chinuri, Mântuitorul a început să se înalțe spre ceruri și pe când se înălța, un nor luminos a apărut și se auzeau cântările miilor de îngeri și arhangeli, heruvimii și serafimii, puterile cerești, care veniseră să-L întâmpină pe Împăratul Slavei. Pe munte s-a născut, pe munte s-a schimbat la față, pe munte s-a răstignit, de pe munte s-a înălțat la ceruri. De ce oare a iubit așa de mult Hristos muntele? Pentru că muntele este simbolul cerului, al bisericii și al raiului.
iar valea este simbolul lumii, al durerii și al vieții acestea atât de zbuciumate. De aceea se și ruga Domnul adeseori pe munte, iar în loc de șez predica. Și norul ce l-a răpit are un sens de taină. Norul este hotarul între spirit și materie, între pământ și cer, între mărginit și nemărginit, între om și Dumnezeu. El desparte tăriile cerului. Norul este hotarul între vedere și credință. De aceea este prezent în toate tainele cele mari și simbolizează adâncul tainilor și nu pot încăpea în mintea omului. În jurul dumnezeiescului biruitor al morții au venit și sufletele patriarhilor și ale profeților, ale tuturor drepților din legea veche și l-a întâmpinat. Cerul izbucnea de strigăte de bucurie și cântări. Și așa, în aceste cântări nemai auzite de urechile omului, Iisus se înalță mereu spre ceruri, ucenicii și tot poporul îngenunchiați priveau cu ochii în lacrimi spre cer, spre Mântuitorul care se ducea la Tatăl. Pe când se uitau ei așa, deodată norul l-a învăluit pe Iisus, iar cântările se auzeau tot mai puțin, fiind la mare înălțime. Ucenicii însă tot mai sus priveau, acolo unde se dusese toată bucuria lor, toată dragostea și toată nădejdea lor. Pe când priveau ei și lacrimile nu încetau a curge, deodată au văzut deasupra lor, în văzut, doi îngeri îmbrăcați în haine albe, care le-a zis: bărbați galileeni, ce stați căutând spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, așa va veni precum l-ați văzut pe El mergând. Cu alte cuvinte, va veni pe norii cerului cu toți sfinții îngeri ca judecător la sfârșitul lumii, ca să răsplătească fiecăruia după faptele sale. Va veni, adică, cu același trup cu care a suferit, cum ne spune Sfânta Scriptură, vor vedea pe Cel ce l-a împuns. Iubiți credincioși, Sfinții Părinți ne învață că sunt trei denumiri deosebite, una de alta a cerurilor. Cerul este spațiul întregului univers, unde se află toți aștrii cerești, apoi mai sus se află cerurile, în număr de 9. După numărul celor 9 cete îngerești care le formează, începând cu cerul îngerilor și terminând cu cerul serafimilor. Iar deasupra acestor ceruri se află cerurile cerurilor, sanctuarul cel mai sfânt, unde se află tronul Preasfintei Treimi. Deci nu în cer și nici în ceruri s-a oprit Iisus Hristos, ci în cerurile cerurilor, unde s-a așezat de-a dreapta Tatălui. Toți Sfinții Părinți ne mai spun că Domnul nostru Iisus Hristos a stat câte o zi în fiecare cer, să ia cunoștință toate cetele îngerilor și să fie primit cu cinste și închinăciuni de fiecare, așa cum se cade împăratului slavei. De aceea, abia după 10 zile a ajuns Iisus cu trupul la Tatăl și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Astfel a fost plecarea Domnului nostru Iisus Hristos de pe pământul acesta, pe care l-a zidit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și pe care l-a udat cu scump sângele Său. El s-a supus suferinților ca un rob, a pătimit toate, dar din rob a devenit împărat și Dumnezeu. Hristos șade acum de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl pe un scaun înfricoșat, pe care îl înconjoară arhanghelii cutremurându-se, iar în mâna dreaptă ține sceptrul puterii, căci era și este împărat și domn al cerului și al pământului, după cum a spus: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Domnul nostru Hristos s-a înălțat la cerul să trimită ucenicilor Săi pe Duhul Sfânt. De aceea, la 10 zile după înălțare, în ziua cincizecime, trimite făgăduința Tatălui Ceresc peste ucenicii Săi, pe Duhul Sfânt Mângâietorul,
Duhul adevărului și vistierul bunătăților. Dar Hristos a înălțat la cer ca să ne pregătească și nouă un loc. Însă ce trebuie să facem noi ca să merităm acest loc? Înainte de toate, nu trebuie să uităm niciodată prin ce a trecut înainte de a intra într-o slavă învățătorul nostru. El a meritat această slavă prin viața cea atât de curată, răbdătoare, liniștită, plină de umilii și de suferințe. Dacă vrem să ocupăm locul pe care ne-l-a pregătit Mântuitorul, trebuie să limităm împurtarea sa și să luăm parte la mărăciunile paharului său. Dacă vrem să ne suim cu el într-o slavă, trebuie mai întâi să-l însoțim pe Golgota, să ne pironim cu el pe cruce, să suferim nedreptățile, calomniile, hulele vrăjmașilor noștri, fără cârtire, să suferim bolile, lipsurile și orice prigonire care a revenit peste noi din partea lumii, să suferim până la sânge împotriva păcatului, să suferim crucea, piroanele și coroana de spini pe care le întâmpinăm la tot pasul în lumea aceasta plină de răutate, fățărnicie, mândrie și minciună. Mândria nu ne înalță cu Iisus Hristos, care a fost cel mai umilit dintre toți oamenii. Lăcomia de avere și toate ale lumii acestea nu ne înalță cu Iisus, care a fost cel mai sărac. Desfrânarea nu ne înalță cu Fiul Fecioarei, care a fost cel mai curat. Nici o patimă, nici o boală sufletească nu ne poate înălța ca să putem intra într-o slava sa. Căci, așa zice El, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Viața noastră pe pământ este o viață de luptă. Trebuie să renunțăm la desfătările lumești, la tot păcatul. Trebuie să răstignim trupul nostru, adică să pironim patimile și poftele păcătoase. Locul pe care l-a pregătit Iisus Hristos este o împărăție cerească, sfântă și curată și mai presus de toată veșnicia fără de sfârșit. Suferințele sunt destule, fiecare își are crucea sa, dar fericiți sunt cei ce suferă pentru dreptate. Iubiți credincioși, pentru noi românii, sărbătoarea Înălțării Domnului are o semnificație profundă, pentru că în această zi pomenim eroii neamului românesc. Este o faptă înțeleaptă să ne aducem aminte de toți cei care s-au jertfit pentru dreapta credință, pentru țară și pentru neamul nostru. Noi pomenim eroii și morții noștri în această zi a Înălțării Domnului, pentru că avem credința sfântă și credem în nemurirea sufletului, așa cum au crezut toți adevărații creștini, moșii și strămoșii noștri. Noi nu cinstim astăzi numai țărâna eroilor, ci opera lor, jertfa lor pentru țară și sufletul lor nemuritor care este la Dumnezeu. Și credem că sărbătoarea aceasta are răsunet și în cer, unde sărbătoresc și se bucură și ei de recunoștința noastră. Dacă într-adevăr recunoaștem că prin jertfa lor ni s-a păstrat atâtea bunuri, prin jertfa lor avem bisericile în picioare și ne-am păstrat credința până acum, prin jertfa eroilor și a martirilor noștri ne-am păstrat numele de creștini și de români, căci așa ziceau ei, pentru a fi român adevărat, trebuie mai întâi să fii un creștin adevărat. Luminați această credință să mergem la mormintele celor adormiți, la crucile martirilor să ne împărtășim din Duhul lor, să ne îmbărbătăm inimile prin puterea vitejiei lor și cu adâncă recunoștință să trimitem și noi cântări cerului și rugăciunile noastre, căci mucenicii și eroii creștinătății au murit încredințați că apărând credința și urmând lui Hristos, apără adevărul și dreptatea. Eroii neamului au murit încredințați căci cine luptă pentru dreptate și adevăr, luptă pentru Dumnezeu.
Cine luptă și-și apără familia, credința, cultura, limba, legea, neamul și patria, luptă pentru adevăr și dreptate. Iar Biserica noastră ortodoxă se roagă pentru ei, le binecuvintează amintirea și înalță rugăciuni către Dumnezeu ca sufletul lor nemuritor să se odihnească în veșnica fericire. Iubiți credincioși, să ne întoarcem astăzi de la Sfânta Biserică, la casele noastre, plini de bucurie, așa cum s-au coborât din muntele măslinilor și ucenicii Domnului. Iar Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă să trăim pe pământ ca niște străini și călători, căci așa suntem. Să avem milă de sufletul nostru, să ne îngrijim de haina sufletului nostru și să-L rugăm pe Hristos cel răstignit, înviat și înălțat la cer, să reverse harul Său peste eroii neamului nostru, dăruindu-le lor odihnă sfântă într-o nădejde a învierii, iar nouă, celor ce-i cinstim prin rugăciune și fapte bune, să ne dăruiască puterea să păstrăm dreapta credință și să dobândim și noi bunătățile vieții veșnice prin înălțarea cu trupul la cer a Domnului nostru Iisus Hristos în veci. Amin. Hristos a înălțat! Amin.